Dar și pentru că emisiunea noastră este dedicată obiceiurilor pascale și pentru că vorbim despre creștinii, și cei ortodoxi, și cei catolici, chiar dacă Paștele a trecut, aș dori să vă mai spun ceva, pentru că voi mi-ați spus multe lucruri legate de tradiții și obiceiuri, dar știți voi ce se mai întâmplă la Paște? La Paște fiecare copil și creștin se spune că trebuie să se înnoiască, să poarte ceva nou, ceva ce nu a mai purtat până atunci. E în tradiția poporului nostru. De ce, copii? De obicei, pe vremuri, iarna, femeile țeseau, pregăteau hăinuțe pentru copii. Pe atunci nu se găseau atâtea haine câte găsim noi acum prin magazine. Nici nu erau prea multe magazine. Și atunci mamele pregăteau hăinuțe pentru copii și pentru cei din familie. Și primăvara, fiind puțin mai cald decât iarna, copiii se îmbrăcau mai subțire și îmbrăcau hăinuțe noi, cel puțin o hăinuță, o cămășuță, o rochițică, un pantalonaș. Există obiceiul acesta de a ne îmbrăca cu lucruri noi, de a ne înnoi puțin și de a avea prosperitate în tot ceea ce se va întâmpla în continuare, așa cum se înnoiește natura. Vedeți că după ce ieșim din iarnă, ne bucurăm de apariția ghiocelului, de apariția primului fir de iarbă, de apariția boboceilor pe copaci, a florilor și sosirea păsărilor călătoare. Voi mi-ați spus foarte multe lucruri despre obiceiurile pe care le are poporul nostru de a avea pe masă cozonac, o roșie, de toate culorile, ca să fie frumos acolo pe masă. Mi-ați spus și legenda oului roșu. De asemenea, ați vorbit despre Iisus Hristos, patimile prin care a trecut, iar noi la Paște sărbătorim învierea lui Iisus. Mi-ați cântat și un cântec foarte frumos despre Iisus Hristos. Există multe cântece legate de Iisus Hristos. La Crăciun am cântat Nașterea Pruncului Iisus, la Paște cântăm Învierea lui Iisus Hristos. Eu am fost în clasă la voi și am văzut că mai știți și un alt cântec despre Învierea lui Iisus. Vreți să-l cântați și pentru cei care ne ascultă acum? Da, Hristos, da. În morți a înviat, parcă nu? Da. Haideți să-l cântăm un pic. E o altă variantă. Da, este o altă variantă a lui Hristos a înviat. Foarte frumos, copii. Aș vrea să vă întreb ceva. Voi ați mers la biserică în această perioadă? Da. Da? V-ați povedit, v-ați împărtășit? Mai mergeți și de acum încolo, nu? Da. Da. Ați avut școala altfel? Ați făcut în clasă? Școala altfel a fost de ziua școlii. Da, atunci ați avut-o, dar acum ați făcut. Și am finalizat ieri un alt proiect, și anume, dedicat acestei mari sărbători religioase. Spuneți, ce am realizat noi?
niște machete dedicate zilelor de Paște și de Înviere. Trei machete sau patru și un mare panou pe care am expus ce? Picturi cu Iisus Hristos realizate sub directa îndrumare a domnului profesor de educație plastică. Așa. Au un condeiat ouă de polistiren pe care le-am așezat într-un copacel al acestei sărbători. Faceți parte din acel proiect pe care îl are Arhiepiscopia? Lăsați copiii parcă să vină la mine. De fiecare dată am participat și noi, sigur. Da, este un proiect foarte frumos la care participă copiii din aproape toate școlile orașului Roman. Și acolo mergeți cu tot felul de lucrări realizate de voi. În machetele acestea ce ați spus? Și decorarea ouălelor. Sigur. Și probabil și o machete este cu iepuraș, căsuța iepurașilor, cu ouă, cu copăcei, cu floricele. Spune tu, Beatrice, ce ai realizat tu împreună cu mama? Am realizat un coș în formă de găină. Găină, așa, da. Așa, foarte amuzant. Și niște o scenă din chiar din Învierea lui Iisus, cu personaje din carton, foarte frumos realizată. Deci o machetă din foarte frumos. Acel copăcel, așa, da. Și iată, ne prezentăm și noi. Da. Fiecare clasă a contribuit și în holul școlii găsiți expoziția. Mâine facem vernisajul, dacă se poate numi așa, și atunci iarăși vom discuta. Da, sunt lucruri foarte frumoase. De fapt, pregătirea pentru viața copilului începe în familie și se continuă în școală. Contează foarte mult educatoarea, învățătorul, dirigintele, profesorul la clasă, care te formează pentru viitorul tău, pentru viață. Îți dă informații, dar te și ajută în viața practică să realizezi ceea ce ai învățat teoretic. Contează enorm foarte de mult. Foarte mult. Tocmai am urmărit, după ce am avut emisiunea realizată de dumneavoastră și cu dumneavoastră, despre comportare. Noi am fost ieri la teatru și am încercat să aplicăm ceea ce am spus aici teoretic. De asemenea, vorbeam cu o colegă zile trecute, toate aceste activități, copii, sunt făcute nu numai de dragul de a sărbători ceva, să învățăm, să vă educăm pe voi cum trebuie să trăiți frumos și să relaționați cu ceilalți oameni și cu Dumnezeu, cu Iisus. Vrem să vă modelăm sufletul și mintea totodată. Nu numai ca să ne pozăm, numai ca să apărem la televizor. Trebuie să ținem minte și să învățăm ceva din toate acestea. Dar contează foarte mult și popularizarea acestor activități. Acum avem atâtea mijloace de a ne face cunoscută activitatea. Voi nu sunteți mândri când cineva află despre voi că ați realizat o lucrare deosebită, că ați câștigat un premiu la un festival, că ați făcut o faptă bună, nu-i așa că sunteți mândri? Da. Sigur că da, știe lumea de voi. E păcat să muncești, să realizezi ceva și să nu știe lumea de tine. Mulți învață din faptele tale, pentru că faptele bune pe care tu le faci au și ele un scop. Acela de a te face pe tine cunoscut ca un om de folos în societate, dar și de a face cunoscut celui care face faptă rea, că trebuie să se îndrepte. Pentru că de ce să ne recunoaștem? Chiar dacă noi gândim că răul se învață mai repede decât binele, binele, până la urmă, ce se întâmplă? Învinge întotdeauna și e bine să spui adevărul, e bine să faci bine, nu numai pentru tine, ci și pentru cei din jur și să te faci cunoscut. Eu chiar apreciez foarte mult că aveți o asemenea doamnă învățătoare, pentru că doamna voastră învățătoare, fiind cunoscătoare în toate domeniile, fiind și artistă, având o voce extraordinară, fiind o prezentatoare de spectacole în orașul Roman, fiind și poetă, realizând foarte, foarte multe lucruri, este cunoscută, pentru că fără lipsă de modestie, Mariana, când este o nevoie în orașul Roman, la cine se apelează? La tine, pentru că
mergând astăzi pe scenă, mâine mergând la o altă activitate, aveți curaj. La voi în clasă sunt foarte mulți copii buni, aproape toți sunteți buni, dar știți că mai sunt colegi mai timizi, care nu vor să vină. Doamna învățătoare i-a invitat pe toți și am văzut și eu la voi în clasă. Mai cine s-au și cunosc, da, și a avut curaj și au spus că nu, mi-este rușine, nu, sunt mai timizi. Contează enorm de mult să fiți curajoși în viață. Pentru că de ce e munciți, de ce e învățați lucruri frumoase, de ce vă este drag la școală și faceți multe fapte bune. Și pentru că am vorbit puțin de învierea naturii, primăvara vin păsările călătoare și primăvara în apă cine începe să cânte? Broscuța! Iar copiilor le plac broscuțele. Noi avem și în parc broscuțe, am văzut foarte mulți copii care se uită în apă cum broscuțele au început să fie în bazin și să înoate. De asemenea, mai sunt locuri și mulți copii obișnuiesc să-și ia câte o broscuță prietenă și acasă. Da, astăzi la VAP am, prin tehnica origami, am realizat o broască țestoasă. Și chiar o familie, că s-au obișnuit și au deprins. Au făcut și broscuțe mai mici și mai mari și foarte frumos. Mai că acum, poate o să cântăm despre broscuțele noastre. Da? Da, încercăm să cântăm cântecul din clasa întâi, Wac-Wac, da? Da, e un cântec foarte frumos. Și vesel, da? Mai ține minte? Wac-Wac. Ce petrece? Do și ce petrecere frumoasă e la margine de la broscărimea curoasă. Vesel, este amuzant și îl cântă copiii de toate vârstele, de la grădiniță și chiar până la cei mai mari. E foarte frumos. Ce vroiam să vă mai spun eu? În vacanță plecați undeva? Stați mai mult în familie, pentru că sunt sărbători, da? Mergeți la bunici? Da. Și ajutați la treburile gospodărești? Da. Da? Da. Ajutați, da? Cu toții. Da, da. Care dintre voi stă la curte? Acolo e multă treabă, nu? Și ajuți în curte, la amenajarea curții. Da, ea stă la Dulcești chiar. Da? Și da. Tu faci naveta de la Dulcești până la Roman? E foarte frumos și în Dulcești. Avem și de la Luțca un băiețel care vine. Da. Și mai vine cineva de departe. Și tacul Ștefan. El vine de la Trifești. Și Onofrei vine de la Simionești. Da. Sunt destule eforturi pe care le fac părinții, pentru că fiecare părinte își dorește un învățător bun, își dorește o școală bună, își dorește ca al lui copil să ajungă ceva în viață. Dragi copii, mă gândeam la un lucru. Voi faceți vreunul dintre voi pictura cu domnul Varnaiotei? Da. Nu, nu cu domnul Varnaiotei. Faceți desenul cu cine? Domnul Prisacaru. A, cu domnul Cristi Prisecaru, da? Este, da, este, da. Dumnealui are și teologia. Da, are. Da, și are expoziții, are. Și are picturi foarte, foarte frumoase. Este, cred că în Uniunea Artiștilor Plastici din România. Da. Este foarte talentat. E foarte bine. Înseamnă că aveți de unde învăța să iubiți frumosul din artă. Muzica, desenul, dansul. Ce face mai frumos? Cântați și la chitară. Da. Cred că aproape toți cântați sau un instrument și da, și așa, da. Sunt lucrurile frumoase din viața copiilor și voi nu vă mai plictisiți. Vă plictisiți vreodată? Nu aveți timp. Când aveți puțin timp, vă place și lectura, că v-am văzut
pe site-ul clasei voastre, că ați fost la bibliotecă, ați citit cărți, nu? Sau au venit... Sunt înscriși, a venit vineri, da? Fiecare luni, doamna bibliotecară Agafiței Tatiana, și le trezește interesul pentru citit, un sfert de oră de lectură, le prinde foarte bine, cu lecturi altele decât cele din programa noastră. Și de altfel noi suntem în clubul de lectură lunar, ce facem? Cumpărăm și citim câte o carte. Da, sunt lucruri foarte frumoase și în țările europene și în alte țări, copiii din școli obișnuiesc să au bibliotecă, așa cum avem și noi aproape în toate școlile, și obișnuiesc să meargă, să împrumute o carte, să o citească, să, pe urmă să o comenteze, să schimbe o părere despre personajele din cartea respectivă. Este foarte bine, pentru că dacă stăm numai pe internet, nu facem bine nici ochiului, nici minții. Ați încercat să citiți ceva de pe internet? Da. Ați văzut ce puțin rețineți în comparație cu atunci când citești o carte? Când citești o carte, o poveste, ceva dintr-o carte, parcă mult mai ușor reții decât atunci când citești pe internet. Haideți să mai încântați un cântec și pe urmă avem câte o surpriză. Ce ați învățat cu doamna Ada? Punctul pe I. Este un cântec mai greuț, să încercăm să... Voi știți să dați tonul, eu nu știu. Da. Știți cuvintele, da? Do, și. Doamna, da, doamna, face muzică cu ei. Ada. Face muzică, deci la o extracurriculară sau? Da, da, da. Da, e foarte bine. Și doamna e profesoară la voi? La Clubul Copiilor. La Clubul... Ah, da, am avut o emisiune, da, la Clubul sigur, Copiilor, da. O doamnă foarte talentată, Anda. Este titulară a Clubului Copiilor. Da. E o doamnă deosebită, foarte modestă și foarte profesionistă. Foarte, da. Am văzut, are mulți copii, are o grupă foarte aglomerată și la club. Da. Anda Dima. Da, foarte, foarte frumos. Dar nu ați fost niciunul când am făcut filmarea la club? Nu ați fost niciun atunci prezent. Voi aveați în altă zi, probabil. Vine clubul la noi, noi n-am fost acolo clubul, niciodată. Da. Ne-a promis domnul profesor de educație plastică de desen că ne va duce acolo să stăm și... Avem un club în Roman, cum puține orașe au. Și ce-i frumos acolo, faptul că acoperișul e de sticlă. Îți dai seama ce frumos este să fii la club când plouă afară și vezi cum cad picăturile din cer, sau să privești noaptea când sunt stelele, când este luna pe cer. Foarte frumos. Chiar avem o clădire la Clubul Copiilor și este meritul primăriei noastre. A realizat ceva frumos pentru copiii de la Clubul Copiilor și toate cadrele sunt calificate. Dragilor, și pentru că am adus aminte de Clubul Copiilor și pentru că eu mă gândeam astăzi să fac ultima emisiune cu voi, să mă retrag, dar au mai apărut câteva solicitări și o să mai stau puțin, o să mai fac câteva emisiuni, v-am pregătit o surpriză împreună cu domnul Kenny Varnaiote de la Clubul Copiilor. V-am pregătit la fiecare câte un tablou. Întâi o să vă dau eu. Mulțumim din suflet, nu vă supărați că vă rog să nu le dați acum tablourile. Da, că mai aveți un... noi să vă cântăm ceva și cu tablou în mână nu vor putea cânta. Da? Hai bine, hai, atunci deci, să mă ridic eu și să aștept să-mi cântați ceva. Dragi copii, noi știm că este, va fi cât de curând ziua Doamnei, care împlinește venerabila vârstă de 40 plus 30.
Aceasta este vârsta dumneavoastră, 40 plus a, este o necunoscută. Oricum, arătați de această vârstă. Haideți să cântăm mulți ani trăiască. Mulți ani toși, mulți ani trăiască. Să spună cine să trăiască și să nu știau cum să vi se adreseze. Și cine să trăiască? Cine se cheamă? Angelica să trăiască. Da, eu sunt și bunică, sunt și mamă de băieți mari. Sunt și vecina bunicii lui Alex. Alex. Sunt și puțin vecina lui Alex Lezeu și mai sunteți mulți care locuiți pe lângă mine, pentru că locuiesc chiar în fața școlii. 11 școala Mihai Eminescu și vecinul meu e. Uite, îți dăruiesc un tablou, o să fie așa, să vadă și cei de la care se uită la noi. Sunt foarte frumoase, sunt pictate de domnul Kenny Varlaiote. Îl țineți așa frumos, să se vadă. Îl ții în față. Foarte frumoase. Da. Sunt o parte dintre ele 3D. Și pentru tine. Vai, ce drăguț. Asta este pentru tine. Vai, da. Și vouă vin acolo să vi le aduc. Și mai am și câte o Isus, și câte o iconiță. Vă place? Asta este al tău. Și asta este al tău. Mulțumesc. Și când plecați, vă dau și câte o iconiță cu învierea lui Isus. E o iconiță sfințită, foarte frumoasă, învierea Domnului Iisus Hristos. E o mare sărbătoare a creștinilor, alături de nașterea Domnului, învierea pe care o sărbătorim la Paște, este iarăși o sărbătoare foarte frumoasă. Dragi copii, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi la mine, la emisiunea mea. De asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru că ați făcut un efort deosebit de ați învățat aceste cântecele, ați învățat legenda oului de Paște, ați învățat despre Iisus, despre obiceiuri și tradiții. Poezii. Ați învățat poezii, da. Și legenda salcii. Și legenda salcii, sigur că da. Ați învățat multe lucruri. Mulțumesc, Mariana, foarte mult. Cu multă plăcere. Și vă urez multă sănătate, să continuați să îngrijiți copăcii. Să vă purtați frumos, să luați atitudine pe stradă când vedeți că cineva greșește. Aruncă pe stradă hârtii, ambalaje de la dulciuri, de la biscuiți, de la pâine, de la ceea ce au ei în mână. S-au rupt copăceii de pe stradă pentru că o să vă mai aștepte o surpriză. Eu o să merg la primărie, la domnul primar și vreau ca pe toți copiii care ajută la păstrarea naturii, la îngrijirea naturii, care sunt civilizați, să poată fi premiați de 1 iunie. Să știți că și domnul primar a lansat acest proiect și dumnealui își dorește ca orașul să fie curat, așa că vă mulțumesc foarte mult, vă urez multă sănătate și la mulți ani și vouă! Mulțumesc! Mulțumim! La revedere! La revedere! La revedere!